Avem imagini din Ghencea pentru meciul dintre Steaua și Cixere, da? Ultima partidă a etapei a treia din Liga Secundă. Va exista și acest drept de promovare, nu doar pentru echipele, doar pentru Steaua, ci și pentru celelalte echipe care nu au drept de această situație neplăcută. Ar putea să apară chiar scenariul în care toate cele 5 echipe fără drept de promovare s-ar clasa între primele 6, cântând, încurajând echipa. Sunt destul de vocale. Aici e o situație periculoasă, încă un șut. Vine a doua încercare, este gol! Excelentă această acțiune. Un șut din interiorul careului, cred că Peter Galandrejli trage de acolo, prin plan cu Francesc Dican. Nemulțumit Oprița. O execuție mai întâi ratată, un șut blocat. Și apoi reușește să-și găsească spațiu pentru a doua încercare. Mingea trimisă chiar la bară. Foarte frumos. Acesta pare să fie momentul pasei. Să vedem cum se descurcă aici Adi Popa. Mingea cu un pic de șansă, este șut parat grozav de Silat. Prima reacție a Stelei după încasarea acelui gol. Și vine aici o bară, șutul lui Enceanu. Aici este șutul lui Enceanu. Ce execuție, ce gol ar fi fost. Se poate juca aici un 2 contra 2. Chiar 3 contra 2, se repliază însă și Oroian. Șut, este gol! El Savi, 2-0. Chiar în ultimul minut al prelungirilor, sigur că Oprița este supărat. Gol iarăși luat după o neatenție, o gafă mare la mijlocul terenului. O minge pe care o pierde Balgiu. Jebari e cel care a marcat, îmi cer scuze. Jebari care, iată, driblează, îl întoarce pe toate părțile pe Ungaria. Multe echipe râs pe faptul că... aici e o situație foarte periculoasă. Bună intervenția, însă tot ajunge mingea în poartă. Se face 3-0. Steaua surprinsă din nou, nepregătită pe faza defensivă. 3 goluri încasate de echipa lui Daniel Oprița. Putea să fie 3-0 încă de la șutul lui Loran Kovac. A venit și dubla. Încă o dată, iată-l pe Loran Kovac, care șutează, mingea ricoșează la același Sofian Jebari. Trage foarte bine, din cădere, cu piciorul stâng. Oh, minge lovită cu capul, care aterizează pe transversală. Ultima echipă de Liga 1 pentru care a evoluat a fost Academica Clinceni. Aici este un șut, gol! 4-0! Wow, ce dezastru! Ce dezastru pentru Steaua! Mingea trimisă la colțul scurt, va fi o problemă și pentru Dincă la analiza meciului. Își șterge palmele Francesc Dican, așa ca și cum ar spune că meciul e încheiat. Elena a reușit să înscrie.
trece printre 3-4 adversari și șutează apoi mingea abia dacă este atinsă de David Dincă. Însă, în primul rând aici este o problemă a defensivei. Patru oameni depășiți, trece printre ei ca și cum ar fi